denumirea limbii acestui popor, limba română. Bună seara, dragi telespectatori! Eu sunt Mădălina, iar voi urmăriți Aducem Basarabia Acasă. Iată că ne apropiem de sfârșitul acestui an calendaristic, anul 2021. Un an care ne-a surprins, ne-a pus în fața multor provocări, dar care ne-a învățat să pășim cu eleganță și cu încredere spre tot ceea ce urmează. În această seară, alături de mine, este un basarabean venit de acum 16 ani în România. Este cel care nu-și uită rădăcinile, nu uită unde a crescut și unde s-a născut. Luptă pentru o apropiere mai profundă între românii de aici și frații lor de peste Prut. În această seară, alături de mine, este domnul Mihai Crețu și îl salut cu mare drag. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Știu că nu există o putere magică care ne-ar putea întoarce în timp, totuși vreau ca în această seară, pentru câteva clipe, să vă reamintiți cum a fost copilăria la sat. Sunteți din anenii noi și știu că ați avut o copilărie frumoasă, zic eu. Da, așa este. Sunt originar din localitatea Speia, raionul Anenii Noi, o localitate situată pe malul drept al Nistrului. Eu consider că am avut parte de o copilărie frumoasă. Poate acest lucru s-a datorat și bunicilor mei, în special bunicului meu, fiindcă el oarecum a pus baza istoriei. Înainte de a învăța istoria la școală, am învățat-o în familie, ca să zic așa. De la tatăl meu, de la bunicul meu. Bunicul meu avea 14 ani când a fost cedată Basarabia și cred că istoria, cum spuneam, acolo am învățat-o în familie, de la bunicul meu, pe lângă faptul că am avut parte de ore de istorie, ca să zic, ore particulare de istorie, faptul că am copilărit la țară, aerul curat de acolo, satul Speia, cum e poziționat el așa pe malul Nistrului, cu acele curbe frumoase, zic eu, care le face Nistru acolo, cred că și-a pus o amprentă la modul frumos, zic eu, asupra mea. Că tot ați vorbit despre bunici și despre copilărie. Vreau să-mi spuneți dacă a devenit în timp o pasiune pentru istorie sau chiar din școală ați observat că e ceea ce vă pasionează? De foarte multe ori mi-am pus și eu această întrebare. Uneori am avut senzația că m-am născut în sânge cu istoria, dar o altă explicație ar fi faptul că, așa cum spuneam, bunicul meu îmi povestea despre perioada interbelică, el avea 14 ani când au venit sovieticii în Basarabia. Deci până la 14 ani el a locuit în România, într-un sat de frontieră. Satul nostru era în România, celălalt malul stâng era în Uniunea Sovietică, deci noi eram o localitate de frontieră, la frontiera estică a României interbelice. Pe de-o parte mi-a povestit despre istoria trăită de către el, mi-a povestit despre istoria învățată de către el la școală, fiindcă a făcut 4 clase la români, așa cum se spune astăzi. În Basarabia. Da. Și de câte ori am ocazie, repet, o vorbă care a rămas în Basarabia, 4 clase la români, bat 10 clase la ruși. Așa e. Asta spune foarte multe despre calitatea școlii românești din perioada interbelică. Și, cum spuneam, în familie foarte des s-a vorbit despre istorie. Tatăl meu este filolog, este licențiat în filologie, iar sora tatălui meu, mătușa mea, este profesoară de istorie la Giurgiuleș, la liceul din Giurgiuleș, liceul teoretic Mihail Sadoveanu din Giurgiuleș. Deci, în jurul meu, pasionați de istorie, filologi și așa mai departe, în școală, când am început să studiez istorie, aveam deja o sete de cunoaștere în acest domeniu. Ca să vă spun mai multe, când am fost admis la facultate, inițial am fost admis la istorie, la Târgoviște. Așa. Dar în vara acelui an, după ce am absolvit liceul la Bacău,
În mine s-a dat o luptă foarte aprigă, zic eu. Inima mea își dorea să fac facultatea de istorie. Creierul meu, partea cerebrală din mine, vrea să fac dreptul. Ei, până la urmă, rațiunea a câștigat și după ce am fost în sesiunea din vară admis la istorie la Târgoviște, în sesiunea din toamnă am fost admis la drept la Galați. Așa. Și am plecat și mi-am retras actele la facultatea de istorie de la, de la Târgoviște și am venit la, la Galați la drept. Dar cred eu, alegerea universității și a centrului universitar nu este deloc întâmplătoare, fiindcă am pus în, pe balan, în balanță mai, mult, mai mulți factori. Faptul că suntem foarte aproape de Basarabia, la aruncătoră de băți, cum îmi place mie să zic. Poți merge acasă oricând? Oricând, ruptura asta oarecum nu o simți atât de, ca fiind atât de mare și până la urmă dacă se face doar în fiecare weekend sau o dată la, când ai ocazia să pleci, deci poți mai, mai ușor să ajungi în Basarabia, la părinți, la rude și totuși nu, nu, chiar fizic vorbind, nu doar sufletești, nu suntem chiar atât de departe de Basarabia. Da. Așa e. Știu că la un moment dat ați spus în felul următor, vă citez acum, îmi place istoria și mi-aș dori ca guvernanții din Basarabia și din România să țină seama de greșelile predecesorilor lor, astfel încât să nu le repete. Mai considerați actual acest lucru? Au repetat greșelile făcute? Da, eu am impresia că noi am făcut un mod de a fi noi românii, din a călca pe aceeași greblă, din a repeta greșelile istoriei și se pare că nu învățăm nimic din tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei. De exemplu, în perioada interbelică, administrația românească din Basarabia a comis greșeli, nu foarte multe, dar a comis careva greșeli. Propaganda sovietică a avut grijă și a amplificat acele greșeli, astfel încât acea sperietoare cu jandarmul român și așa mai departe, astăzi încă mai bântuie Basarabia. Iar anumite instituții din România mai calcă pe aceeași greblă. Acum vorbim la general, nu pot să zic cine anume și, și când, dar cred că ar trebui să ne aplicăm mai atent asupra acestei relații România-Basarabia, pe de o parte, iar pe de altă parte se referă și la cei din, din stânga Prutului și la românii basarabieni, fiindcă noi n-am învățat nimic din istorie, mă refer la noi cei din Basarabia. Da. Până la urmă istoria a demonstrat că nu, nu putem trăi separați, iar dacă trăim separați ne este mai rău, dacă trăim împreună ne este mai bine. Deci iarăși noi n-am învățat aproape nimic. Din păcate nu înțeleg toți românii basarabeni. Așa este. Și acest, această neînțelegere a un lucru evident, zic eu, a unei lecții de istorie, o lecție care ne-a dat o istorie, ne face să fim divizați în continuare. Și de aici foarte multe repercursiuni și de ordin material și de ordin spiritual. Și deci avem de pierdut. Fiind divizați avem mai mult de pierdut, fiind uniți avem mai mult de câștigat. Da, atât de frumos. De la istorie pășim ușor către un subiect care mi se pare o poveste în toată istoria pe care ați trăit-o până acum și vorbesc aici de capitolul și de decizia de a veni în România. De ce România? De ce Galați? România, alegerea liceului în România, alegerea studiilor liceale în România a fost o alegere firească, zic eu. Tatăl meu, timp de aproape două decenii, a fost profesor de limba și literatură română. Mătușa mea, cum spuneam, este profesoară de istorie. Apropierea aceasta sufletească față de România m-a atras, fiindcă până la urmă, venind în România, a venit tot acasă. Iar patria istorică, mama, trebuie să o cunoști aproape dacă vrei să o cunoști. Adică nu mi se pare inacceptabil din auzite așa. Și cred că eu dacă ar fi după mine aș lua câți basarabeni au mai rămas, 3 milioane, i-aș aduce toți pe rând, i-aș aduce în România să vadă cum este de fapt în România. Fiindcă foarte mulți dintre ei vorbesc despre România din, doar din auzite. Nici măcar să nu o cunoască. Da? Și atunci a fost, această alegere a fost una firească. Că am venit de la 16 ani aici, pot să spun că m-a pregătit, fiindcă fiind la această vârstă venind aici, oarecum
Cred că m-a făcut să fiu mai puternic, iar trecerea de la liceu la universitate, practic, nici n-am simțit-o. Asta urma să vă întreb, cum a fost acea perioadă când ați plecat de acasă și ați venit aici? Zic eu, totuși, o lume nouă, sau mai degrabă, zic eu, un context nou pe care a trebuit să-l depășiți cumva. Mi-am pus de foarte multe ori această întrebare. Cred că dacă aș fi plecat, de exemplu, la Nini Noi, la Bălți sau la Briceni sau la Ocnița sau undeva mai departe, tot în Republica Moldova, cred că tot mi-ar fi fost greu, fiindcă la 16 ani, fiind obișnuit să aibă grijă mama de mâncare, să banii și așa mai departe. Deci, efectiv, fără griji. Și nevoi. Da, și iar când am venit la liceu, mi s-a dat o sumă de bani, am avut lucrurile mele și mi s-a spus, trebuie să-ți ajungă pe atâta timp. Brusc a trebuit eu să-mi gestionez banii, eu să am grijă să în weekend să-mi fac mâncare. A fost foarte greu. Și am să spun de ce a fost foarte greu. Poate prin prisma vârstei, poate prin prisma faptului că eu eram obișnuit tot timpul să fiu lângă ai mei, da? Și cred că a durat câteva luni, poate chiar și jumătate de an până un pic mi-am revenit așa. Și v-ați adaptat aici. M-am adaptat, dar totuși a fost o ruptură, cred eu, poate e explicabil fiind și la vârsta de 16 ani, adică nu eram obișnuit. Brusc să fiu aruncat la 300 de kilometri de casă a fost o chestie așa bruscă care s-a schimbat, dar nu doar asta, s-au schimbat multe aspecte din această ecuație, dar eu zic că a fost de bun augur. Chiar m-au făcut să fiu mai matur, să fiu mai responsabil și pe ansamblu am avut de câștigat din această experiență. Ați fost vreodată tratat diferit venind aici față de românii de aici din România? Am avut un caz cu o persoană care tot insista că noi am fi altceva decât români. Ca mai apoi să aflu că acea persoană în anii 90 a avut o experiență foarte urâtă la Chișinău. I s-a dat foc mașinii, nu știu, a avut o experiență foarte urâtă. Și lui s-a pus pata, acelei persoane, acelui individ, s-a pus pata pe toți basarabenii și atunci de câte ori avea ocazia să întâlnească un basarabean, îi făcea cu ou și cu oțet. Dar era o chestie, cred că mai degrabă, de ordin personal, da. O experiență personală a acelei persoane. Dar dacă m-ați întrebat de a fi tratat diferit, vreau să vă spun că diriginții noștri, profesorii noștri din liceu ne tratau diferit, dar în mod pozitiv. Nu știu dacă putem să-i spunem o discriminare pozitivă și am să vă dau exemplu. Eu venind la liceu am avut o generație sau câteva generații mai mari care erau foarte buni la învățătură. Lucrul ăsta m-a obligat și pe mine pe de o parte, moral vorbind, m-a obligat să fiu foarte bun pe de o parte, pe de altă parte eram lăsat să plecăm puțin mai devreme acasă fiindcă aveam sărbătorile cum le aveam și eram lăsat să venim puțin mai târziu fiindcă sunt sărbătorile pe stil vechi și așa mai departe. Sunt cele două calendare, da? Stil vechi și stil nou. Și atunci, pe de o parte, erau mai îngăduitori, dacă vorbim de acest tratament diferit, deci un tratament diferit, dar la modul pozitiv. Chiar dacă poate, și aici pot apărea discuții, dar oarecum eram recompensați pentru faptul că eram foarte buni, ca să nu spun cei mai buni, să-mi fie iertată lipsa de modestie. Și dacă vorbim de tratament diferit, ăsta a fost. În general nu am avut parte de așa ceva, fiindcă, cum am spus, suntem acasă și aici și acolo. Eu mi-aș dori să fie tratați la fel de bine și românii de aici care pleacă acolo, nu doar ce? Noi. Exact. Fiindcă nu se întâmplă de foarte multe ori. Eu de foarte multe ori când văd mai, niște evenimente mai puțin plăcute, mă simt eu incomod și le spun celor de aici. Îmi pare rău pentru experiența pe care ai avut-o acolo. Nu toți suntem așa. Așa da? E. Până la urmă, nu un om definește o națiune, așa că... Da, deci astea sunt aspecte, dacă vorbim tratament diferit, a fost unul diferit, dar în sens pozitiv. Dar cum vi s-au părut oamenii atunci când, când ați venit aici? Totuși s-au comportat într-un fel diferit față de cei de acolo sau n-ați sesizat-o? Eu vreau să vă spun că prima dată, primii oameni cu care am intrat în contact a fost diriginta mea, domnul director, doamna director adjunct, diriginta mea a fost... foarte amabilă și în prezent ținem legătura.
ca o coincidență, este originară tot din județul Galați, chiar dacă e dirigintea mea de la Bacău. Poate, așa cum spuneam, este mi-au pavat mie și celor din generația mea, da. Ne-au pavat drumul cei dinaintea noastră, că au avut o prestație foarte bună la învățătură. Și poate de acolo vine explicația că a fost tratați atât de bine. Pe de altă parte, mi-am dat seama de-a lungul timpului, noi, nu toți, o bună parte dintre noi din Basarabia, suntem puțin mai inhibați. Da, da? Așa e. Ne ia ceva timp până începem să ne dăm drumul la gură și începem să ne integrăm. Românii din țară sunt mai sociabili, sunt mai liberi în a se manifesta. Și cred că oarecum este și explicabil, fiindcă noi aproximativ 200 de ani am fost sub ocupație rusească și acest lucru și-a pus o amprentă foarte puternică și asupra mentalității noastre, și asupra modului de a vorbi, și asupra modului de a gândi. Da? Noi, chiar dacă mulți dintre noi vorbim românește destul de bine, da? Unii mai scăpăm cu un rusism, dar mentalitatea noastră a fost foarte mult și încă mai este viciată de ocupația rusească, sub care ne-am aflat timp de două secole aproximativ. Apropo de aspectul lingvistic, v-ați confruntat cu dificultăți atunci când ați ajuns aici la liceu sau eventual la facultate și poate n-ați reușit întotdeauna să vă expuneți așa cum v-ați fi dorit? Eu trebuie să recunosc că nu m-am confruntat cu foarte mari dificultăți, însă un aspect așa specific era că foloseam arhaisme din abundență în vocabularul meu de zi cu zi, foloseam foarte multe arhaisme și regionalisme, dar nu am întâmpinat mari dificultăți. Și cred că faptul că am comunicat în mod constant cu colegii mei de la liceu, din clasă, cu colegii mei de la cămin, m-a ajutat foarte mult să mă integrez destul de bine, rapid zic aici. Eu, rapid, și când mă refer la integrat, la modul de a socializa cu colegii mei. Foarte frumos. Mulți dintre cei care vin aici se confruntă cu astfel de probleme, dar iată că tot mai mult încercăm să perfecționăm, așa cum aș putea zice, limba română vorbită corect, gramatical și într-un mod exprimat corect. Eu cred că ține de fiecare până la urmă în momentul în care ne-am setat un obiectiv, da, și lucrăm la el, din a vorbi corect, fiindcă până la urmă, să o spunem pe aia dreaptă, nici românii de aici din țară nu vorbesc toți 100% corect. Da, există și aici. Dar noi, având această influență rusească, limba rusă a interferat cu limba română, folosim la greu rusisme, o spunem așa cum este, da? Și atunci avem nevoie de perioadă de a scoate ușor din circuitul nostru din vocabular multe rusisme, dar cred eu că până la urmă baza e tot limba română, da? Când mă întreba cine a dat voie acasă, în ce limbă vorbiți? Cei de aici mă întreba. Da. Sunt întrebări care ne confruntăm foarte mulți dintre noi. Păi zic tot română. Păi cum română? Păi zic tot română. În dialect moldovenesc. Da, da, în grai moldovenesc, folosim foarte multe arhaisme, folosim foarte multe regionalisme, mai scăpăm câte un rusism de aici pe acolo, dar baza limbii vorbite în spațiul întreprut și nici nu este limba română. Așa e. Ați devenit președintele Ligii Studenților Basarabeni din Galați, iar la un moment dat ați spus așa, vă citez acum: românii de aici știu încă prea puține lucruri despre românii din Basarabia. Întrebarea mea este, prin prisma acestei organizații, au reușit cei de aici să afle mult mai multe lucruri despre românii basarabeni? Eu cred că da, chiar dacă mai este încă foarte mult de lucru. Pe de o parte am avut mai multe activități și mai multe proiecte prin care ne-am propus de-a lungul timpului să popularizăm tot ce înseamnă Basarabia și românii basarabeni. Și am să dau exemplu, am organizat cel puțin câteva excursii pentru românii de aici din țară, le-am organizat în Basarabia pentru a vedea cum stau lucrurile, nu din auzit, dar la fața locului, la firul ierbii. Iar pe de altă parte, când am mai avut ocazia, am adus
elevi și profesori de la liceile din Basarabia, din Republica Moldova, i-am adus aici în România. Eu cred că am contribuit la cunoașterea noastră reciprocă, la a ne cunoaște noi românii de pe cele două maluri ale Prutului și cu toate acestea cred că încă mai avem de lucru. Care era principalul obiectiv al acestei organizații la început, atunci când ați fost președinte? Eu vreau să vă spun, am analizat așa la un moment dat și eu acțiunile, proiectele cele mai ample pe care le-am derulat și vreau să vă spun că grosul proiectelor erau de natură culturală. Și vă dau un exemplu care îmi vine, primul exemplu care îmi vine în minte. Proiectul Trimite o carte peste Prut. Așa. Începând cu anul 2010, am dus în Basarabia împreună cu instituții publice de cultură sau de educație din România peste 8.000 de cărți. Și nu doar instituții de cultură și de educație. Am implicat și Consulatul României de la Cahul, am implicat și instituțiile publice din Republica Moldova, dar pe de o parte ne-au ajutat și cu carte și cu mijloace de transport și nu numai instituțiile din România. Pe de altă parte am colectat cărți de la românii de aici din țară și le-am dus în Basarabia. Da, cărți la mâna a doua foarte bune de altfel, da? Care oamenii au spus, uite, am auzit că duceți cărți în Basarabia, am și eu un sac de cărți, cineva spunea. Altcineva, la un moment dat ne-am dus și am luat, cred că în jur de 15 saci de cărți la o doamnă de acasă, da? Și cred că, de exemplu, ăsta e un proiect reprezentativ, Trimite o carte peste Prut. După aceea festivalul Basarabia, în cadrul căruia de fiecare dată aveau loc lansări de carte, expoziții de fotografie, vizionam diferite piese de teatru și multe alte proiecte, în mare parte de natură culturală. Asta spuneam, ele au stat la baza activității noastre, dar nu ne-am limitat la aceasta. Plecarea la Alba Iulia era pentru noi, cum să vă spun eu, era ceva, a ajuns să fie o festivitate care nu puteam să o scăpăm. De fiecare dată, în fiecare an, în apropierea zilei de 1 decembrie, cu o seară înainte urcam în mod disciplinat în autocar și plecam la Alba Iulia, unde ne întâlneam cu alți tineri basarabeni din alte centre universitare și sărbătoream Marea Unire. Eu cred că genul ăsta de activități și de proiecte vin să, pe de o parte, să păstreze latura noastră identitară, să păstreze identitatea noastră românească și să ne plecăm mai mult asupra istoriei, că tot vorbeam de istorie. Da, așa e. Știu că iubiți Basarabia, știu că această dragoste vine și datorită părinților, dar și datorită bunicilor, că despre România Mare știu că bunicul vă povestea despre educația și economia înfloritoare de atunci. Credeți că va veni ziua în care Basarabia nu va mai fi ruptă de România? Da, eu cred că va veni ziua în care Basarabia nu va mai fi ruptă de România, însă cel mai probabil, dacă stăm să analizăm foarte bine mersul lucrurilor, cel puțin în ultimele trei decenii, da? De la cele mai cunoscute acțiuni, de la podurile de flori din anii 90, de la marile adunări naționale de atunci și până în prezent, unirea probabil se va face sub o altă formă. Nu pot să vă zic exact pentru asta, cred că ar trebui să mă aplic mai mult să întreprind un studiu mai solid, dar cel mai probabil nu va fi exact ca la 1918. Unirea va avea loc, fiindcă această stare de lucruri în care un popor este divizat în două state este una nefirească și cred că cel mai firesc lucru ar fi ca un popor să se regăsească în cadrul acelui stat. Ca să vă răspund până la urmă la întrebarea dumneavoastră, cred că se va întâmpla. Nu pot să vă spun când, fiindcă sunt o multitudine de factori. Pe de o parte, foarte mult depinde și de
opțiunile românilor basarabeni pe de o parte. România, din câte am văzut, ca o mamă iubitoare și primitoare, ne-a așteptat întotdeauna acasă. Pe de altă parte, mai este și factorul internațional. Foarte mult depinde și de cum se vor poziționa marii lideri și marile puteri geopolitice. Dar că tot vorbeați despre România mare, despre mama, așa cum ați numit-o, ce vă povestea bunicul în vremea de atunci? La un moment dat am găsit o asemenea informație, precum că bunicul vă povestea despre cât de bine și cât de înfloritoare era economia de atunci. Ce vă mai amintiți din ce vă spunea? Din discuțiile cu care le-am avut cu bunicul meu, îmi povestea că în perioada interbelică disciplina era un lucru firesc și când mă refer la disciplină, mă refer la ordinea publică. Nu existau câini, de exemplu, la noi în localitate vorbim, nu exista câini vagabonzi, nu exista așa ceva. Dacă un câine era, nu știu, pe stradă, în secunda zero se lua o măsură cu el. Dacă se întâmpla să aibă loc furturi, iarăși, cel care era prins făptașul era aspru pedepsit și era și supus oprobriului public, adică era pus undeva într-un fel de piață publică, undeva într-un mod public și era arătat la toată lumea. Vedeți, uitați-vă cine și ce a făcut. Pe de o parte, vorbim de disciplină, educația. A fost o perioadă în care educația, mă refer la perioada interbelică, educația a fost una de calitate, iar dacă ne uităm pe cifre, în perioada interbelică, numărul, procentul populației școlite a fost dublat față de cel care era la 1900, de exemplu, vorbim, da? Era un număr dublu, da? Deci România a reușit performanța asta de a dubla numărul populației școlite. Din toate provinciile care s-au unit cu România, rata de analfabetism în Basarabia era cea mai mare. Da? Despre ce vorbim? Deci România a lucrat intens la capitolul acesta, la capitolul educației. Au venit foarte mulți învățători din Regat, din țară, din vechiul Regat, ca să zic așa, au venit după 1918 și România făcea, și Basarabia făcea parte din Regat și au ridicat nivelul de educație. Deci educația, și cred că noi ar trebui oarecum, cum spuneam că avem de învățat din istorie. La un moment dat România avea 16% în perioada interbelică, 16% din PIB aloca educației și astăzi ce avem? Deci România aloca educație un PIB cam care l-a alocat astăzi Estonia, una dintre cele mai bune țări din Uniunea Europeană și din lume la capitolul educației. Deci ar trebui un pic iarăși să încercăm să învățăm din istorie și să alocăm o atenție mai mare educației. Și iar dacă vom face acest lucru, cred că roadele le vom culege în timp. Da, așa e. Totuși, de ce credeți că mai există basarabeni care nu își doresc unirea cu România? Haideți să vă spun un lucru. Eu de ce fac de atât de ori trimitere la istorie? Uh-huh. După anexarea Basarabiei, care a avut loc pe 28 iunie 1940, românii basarabeni au fost deportați în repetate rânduri, în Siberia și în Kazahstan. Cine au fost deportați? Au fost deportați cei mai gospodari oameni, au fost deportați oamenii care au ocupat funcții publice, au fost deportați învățătorii, profesorii, primarii. Da? Elita Basarabia a fost deportată în Siberia și în Kazahstan. În schimb, în Basarabia au fost aduși ruși, ucraineni și multe alte naționalități au fost aduse în Basarabia sub pretextul de a aduce noi specialiști, că ăsta era pretextul, și practic ce s-a întâmplat? Românii basarabeni, pe de o parte, au fost asimilați, au fost rusificați, elita Basarabiei a fost nimicită, da? A fost extirpată, efectiv a fost, cum spuneam, nimicită, cred că ăsta e cuvântul potrivit. Uh-huh. Și noi ne-am trezit că am rămas peste noapte decapitați, fără elită. Pe de altă parte, structura etnică a populației a Basarabiei a fost modificată în 10 ani de zile. De exemplu, dacă ne uităm, facem o comparație între anul 1940 și anul 1950, avem o diferență foarte mare. Da? De asta astăzi avem atâția nostalgici după Uniunea Sovietică și să nu mai uităm încă un aspect. Dacă vă aduc un manual de istorie după care au învățat părinții noștri în perioada sovietică,
o să vă cruciți să vedeți ce se spune acolo. Lucrurile da? Acolo erau doar din despre chiaburii români care ne asupreau, despre ocupația româno-fascistă, de exemplu, da, da. Despre... Deci foarte multe minciuni, istoria a fost trunchiată, iar la limba română nu se învăța limba română, se învăța limba moldovenească, a fost schimbat alfabetul din alfabet latin în alfabet chirilic și practic pe de o parte, cum spuneam, Rusia, Uniunea Sovietică a dus-o în proces intens de rusificare și prin școală, prin istoria care a învățat-o și prin faptul că a deportat o bună parte din românii basarabieni în Siberia și în Kazahstan și prin faptul că a adus foarte multe naționalități a adus în Basarabia și atunci toți acești factori puși la un loc oarecum ne răspund la întrebarea dumneavoastră de ce totuși mulți basarabeni nu își doresc încă unirea Basarabiei cu România. Iată o parte din răspunsuri. Mai mult de atât, cărțile de istorie erau toate în favoarea Uniunii Sovietice și nu prezentau argumente de aici, de acasă, din România. Așa este și mai avem încă un factor. Din anul 1991, de când Republica Moldova și-a declarat independența, până în prezent, suntem în anul 2021, Federația Rusă a dus o campanie amplă de rusificare. Dacă vă uitați foarte bine, în Republica Moldova, o bună parte din presa de acolo, fie este presă de limbă rusă, fie este presă de limbă română, filorusă, uh-huh. care duce o politică de promovare a intereselor Federației Rusie, da? Și atunci... puteți să vă întrebați, nu știu, pământenii dumneavoastră, când aveți ocazia să mergeți în Basarabia, să întrebați la ce posturi de televiziune se uită sau unde se uită știrile. Primele 7 sunt de natură rusă. Și atunci la ce să ne așteptăm? Deci noi dacă luăm doar ultimele 3 decenii, partea de presă, Rusia este omniprezentă în presa din Basarabia, pe că România cred că este loc de și mai bine. Cred că acolo ar trebui să atragem o atenție mai mare, la presa de limbă română din Basarabia. Așa e, din păcate, sau mai bine zis, astăzi totuși cred eu că sunt mult mai mulți basarabeni care nu sunt așa ușor influențați de aspectele rusofone și cred eu mai mult de atât crește numărul celor care își doresc unirea cu România. Așa e. Față de deceniile trecute, cred eu e o schimbare. Este o schimbare cam lentă după mine, că eu, de felul meu, dacă ar fi după mine, aș intensifica acest proces de apropiere dintre cele două maluri ale Prutului, dar într-adevăr, stă mult mai bine decât stăteam acum 10 ani, de exemplu, da. Sau acum 20 de ani. De ce? Avem generații tinere. Unii dintre ei au învățat în România. Unii dintre ei, chiar dacă au învățat în Republica Moldova, au învățat o altă istorie. Eu am avut două ore de istorie în gimnaziu. O oră de istoria românilor și o oră de istoria universală. Părinții mei n-au avut ocazia să învețe istoria românilor. Așa e. Eu am învățat limba română la școală. Părinții mei n-au avut această ocazie. Și eu sunt produsul unei școli cât de cât, zic eu, care a format spiritul acesta românesc. Și atunci ar fi o explicație la ceea ce îmi spuneați și dumneavoastră, că generațiile care vin din urmă, care cresc, au oarecum o apropiere mai mare față și de altfel de atitudine. Și o altfel de atitudine. Cred că mai avem nevoie de timp și ușor Că tot vorbim despre Basarabia. Ce vă lipsește aici și aveți acolo? Că totuși sunt 16 ani de când sunteți aici. Cred că dacă mă întrebați acum 16 ani, vă spuneam foarte multe lucruri care îmi lipsesc. Cel puțin așa simțeam atunci. Acum, nu știu dacă ar trebui să mă bucur sau să mă întristez. În afară de părinții mei și alte rude apropiate și faptul de a încerca să fac poate mai mult, tot timpul am sentimentul ăsta că pot să fac mai mult pentru Basarabia. Asta e parcă ca un neajuns, da? Parcă ceva nu mi-ajunge, parcă ceva îmi lipsește. Dar în linii mari vreau să mă simt foarte bine aici. Mă simt, nu pot să spun că mă simt ca acasă, mă simt acasă. Cred că așa ar fi corect să spun.
Da? Și atunci, dacă îmi lipsește ceva, parcă ar fi pe de o parte că pot face mai mult pentru Basarabia. Pe de altă parte, am totuși acolo părinții mei, acolo am copilărit, acolo mai am și alte rude. Iar până la urmă, în fiecare weekend sau odată, aproape în fiecare weekend plec în Basarabia. Deci ruptura asta nu e chiar atât de mare, zic eu, pentru mine. Da, așa e. Până la urmă, important e că suntem aici, aproape de granițele Basarabiei și atunci nu e o problemă atunci când ne ia dorul de casă. Dar ce mă frământă pe mine este următorul lucru. În tot acest timp, ați avut parte de experiențe frumoase și experiențe mai puțin frumoase. Vreau să-mi vorbiți de acest aspect sentimental al oamenilor din Basarabia și din România. Ați sesizat vreo diferență la un moment dat? Da, nu știu. Noi, o bună parte dintre noi, dintre basarabeni, avem așa un soi de naivitate din asta, nu știu, cu care ori când ne naștem cu ea, ori că așa e o naivitate colectivă, nu știu cum să-i spun. Oamenii din România, românii de aici, din România, spre deosebire de românii basarabeni, totuși păstrează oarecare distanță. Ei între ei. E și un lucru bun, e și un lucru mai puțin bun. E un lucru bun fiindcă nu ai așteptări de la oameni, nu ești atât de ușor rănit, nu ești atât de ușor dezamăgit. Și atunci când ai o decepție sau când ceva nu merge, treci mai ușor peste un eșec. Pe de altă parte, noi ne-am cam obișnuit acolo în Basarabia oamenii să fie mai deschiși, mai calzi, mai știți, am să vă dau un exemplu. Am pățit eu mi s-a întâmplat în ospeții la ordul de-a mea, avea o masă foarte mare, plină, mai se rupea masa aia și ruda mea apropiată îmi spune: credeți de puțin. Da? Adică credeți de puțin, masa aia se rupea, zice că da. Ne scuzați și voi, credeți de puțin, era o chestie. Ospitalitatea în Republica Moldova. De asta spun, probabil România și românii de aici, din România, fiind mai aproape de Occident, oarecum au preluat din răceala asta a Occidentului. Noi, românii basarabeni, suntem și... Nu e un lucru rău până la urmă, suntem mai conservatori, parcă o aplicare mai mare spre tradiții, spre obiceiuri, dar s-ar putea de-a lungul timpului, fiindcă tindem să fim și noi partea Uniunii Europene, să preluăm la pachet și dezavantajele acestei europenizări, fiindcă până la urmă înseamnă că mai trebuie să mai renunțăm din obiceiurile noastre și așa mai departe. De asta ar fi. Și zic eu că lucrurile oarecum se leagă, fiindcă România și românii de aici, fiind mai aproape de Occident, asta e starea de spirit a europenilor în general. Da? Noi fiind cumva mai la marginea Europei, ca să zic așa, noi românii basarabeni, oarecum am rămas puțin în urmă și lucrul ăsta comportă și avantaje și dezavantaje. Așa e. V-ați dorit vreodată de-a lungul timpului, de când sunteți aici în România, să vă întoarceți acasă pentru totdeauna? Sau, mă rog, să vă întoarceți acasă în Basarabia, că acasă e și acolo, acasă e și aici? Mi-am dorit, mai mult decât atât, în anul 2015 m-am reîntors în Basarabia. Așa. Am muncit în administrația publică locală și centrală din Republica Moldova. Dacă bănuiesc eu, e în Cahul, da? Sau pentru început, da? Am fost jurist la primăria municipiului Cahul. Pentru o scurtă perioadă am fost angajat în cadrul Ministerului Mediului la Chișinău și după aceea am fost timp de jumătate de an șef interimar la Agenția Ecologică Cahul. Eu, în momentul în care am revenit în Basarabia, mi-am dat seama ceva nu mi-ajunge. Parcă o parte din mine a rămas aici. O parte din mine a rămas aici, o parte era acolo. Că asta e drama noastră. Basarabenilor care simțim românește. O parte noi rămâne acolo, o parte aici.
Și poate de asta se explică faptul că mulți dintre noi ne dorim unire, ca să nu mai fim așa, să fim pe jumătate acolo și jumătate aici. Da? Și în timp de câțiva ani am încercat, că mi-am zis eu, noi toți așteptăm schimbări, toți așa de fiecare dată criticăm și politicienii și guvernarea și pe cei de vârful statului. Și atunci zic, păi, hai să fiu eu, cum era vorba aia, fii tu schimbarea care vrei, începe să de vezi, la tine, care vrei să o vezi în lume. Și am zis, hai să încerc eu să schimb prin exemplu propriu starea de lucruri. Dar peste o perioadă am avut senzația că lupt cu morile de vânt, pe de o parte, pe de altă parte simțeam că o parte din mine a rămas aici și în momentul în care am revenit la Galați, parcă am, nu știu, am început să respir așa altfel, parcă am tras o gură de oxigen, da? Zic, măi, mie asta îmi lipsea, zic, eu parcă mai bine totuși, mai acasă mă simt deja la Galați decât acolo, parcă m-am împlinit, m-am simțit eu că pot crește mai mult aici. Chiar și profesional vorbind. Mi-am dat seama în timp că astăzi, dar și în general în ultima perioadă, pot face pentru Basarabia mai multe, pot face de la Galați pentru Basarabia decât aș fi făcut de acolo. Și atunci, pe de o parte, sunt și eu cu conștiința împăcată că ceea ce fac astăzi, fac pentru apropia românii de pe cele două maluri ale Prutului și pot face mai multe de aici decât aș fi făcut acolo. Și atunci nu am remușcări de conștiință. Experiența pe care ați trăit-o o trăiesc mulți dintre alții basarabeni care încearcă să vină acasă la Baștină și totuși ajung să vină aici înapoi în România, pentru că e o altă, zic eu, un alt context în care te poți dezvolta, în care îți poți atinge. Oricum, eu vă spun din propria experiență, eu mă simt mult mai liber și simt că potențialul meu mai degrabă îl pot valorifica aici decât acolo. Și nu o spun cu vreo răutate, o spun că așa este. Asta este realitatea care o percep eu. Că tot vorbim despre voluntariat, de-a lungul timpului ați fost implicat în numeroase proiecte, dar pe blogul dumneavoastră împărtășiți idei, scurte impresii despre tot ceea ce leagă România de Basarabia. Vreau să ne vorbiți scurt despre ideea acestui blog și cum a luat naștere. Cum a luat naștere? Eu, de felul meu, sunt o fire sociabilă și periodic simt nevoie de a mă exprima. O fac când pot, ca și acum, în mod public pe la televiziune, dar alte ori o fac în scris. Și atunci, cum spuneam, pe de o parte, presa din Basarabia este în mare parte invadată, sufocată de televiziunile rusești și filoruse, iar blogul meu, să-mi fie iertată lipsa de modestie, este acea picătură care cred eu că poate face diferența, fiindcă de fiecare dată când am avut un punct de vedere, când am vrut să tratez un subiect, că vorbim despre unionism, că vorbim despre limba română, că vorbim despre unul din ultimele articole am vorbit despre o înfrățire pe care am pus umărul ca să aibă loc o înfrățire între două localități, din una din Basarabia și cealaltă din România. Cred că prin astfel de demersuri pot ajunge și la cei basarabeni care sunt dezorientați, da? Pot ajunge și la cei basarabeni care zice, păi ia hai să vedem și noi ce vrea să spună băiatul ăsta. Poate într-adevăr merită să citim sau să-l ascultăm ce spune el acolo. Și simt că pot da mai mult pentru semenii mei, simt că pot face mai mult și atunci în afara programului mai scriu un articol, intenționăm de anul viitor să reluăm proiectele împreună și cu tinerii basarabeni de aici și cu alți oameni de bună credință, să reluăm acele donații de carte în Basarabia. Proiectele care au avut succes încercăm să le multiplicăm, iar altele care nu le-am făcut să le luăm de la zero. Și atunci m-ați întrebat de unde vine asta. Cred că pentru mine e mai degrabă o nevoie. Am simțit eu nevoia asta să mă fac auzit pe de o parte. Pe de altă parte încerc să oamenii din Basarabia să mai aibă o altă sursă, o alternativă la ceea ce este acolo. Fiindcă în momentul de față în Basarabia încă se mai dă o luptă. Da?
pe de o parte între forțele pro-europene și pro-românești și pe de altă parte forțele pro-ruse. Da. Numai că e foarte greu, fiindcă unii pretind a fi pro-europeni și sunt pro-ruși, iar alții, deci e o nebuloasă totală, e foarte greu. De asta trebuie să fii foarte atent, să te uiți la un lucru din mai multe unghiuri ca să-ți dai seama de fapt ce se întâmplă. Mult succes în ceea ce faceți pe blog și cât mai multe idei inspirate. Dragi telespectatori, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, întrebarea mea pe final de emisiune necesită un singur răspuns, dar care totuși are răspunsuri diferite de la fiecare invitat. Ce înseamnă pentru omul Mihai Crețu cuvântul acasă? Pentru omul Mihai Crețu cuvântul acasă înseamnă dragoste de părinți și înseamnă această stare de bine care ne face să fim împliniți, să fim liniștiți, să fim în armonie cu noi înșine. Mulțumesc frumos pentru acest răspuns sincer pe care mi l-ați oferit și pentru că ne-ați onorat cu prezență în această seară. Eu mulțumesc. Dragi telespectatori, iată că aici încheiem această ediție cu povești frumoase, pentru că acasă înseamnă povești și eroi din Basarabia. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție, însă în prima ediție anului 2022. Vă urez sărbători frumoase alături de oamenii dragi și nu uitați că cei dragi vă așteaptă mereu acasă. Eu sunt Mădălina și ne revedem săptămâna viitoare tot aici la Express TV. Seară liniștită să aveți! Denumirea limbii acestui popor, limba română!